numesc Iuga Nicolae, am 39 de ani și candidez pentru funcția de primar al municipiului Sighe din partea Pro România. De-a lungul timpului și de-a lungul carierei, mi s-a spus de multe ori că cer prea mult, sunt oarecum prea sever și tind spre perfecțiune. Poate că ar fi timpul ca Sighetul să aibă un primar sever și un primar care să ceară mult de la toți cei din subordinea lui. Poate că sighetenii în sfârșit vor avea o primărie în care să se facă administrație mai mult și nu doar politică. Poate că ar fi timpul ca administrația să fie în sfârșit în folosul cetățenilor. Iuga Nicolae, primar. Poziția 4 pe buletinul de vot. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Portret de Candidat. Invitatul meu de astăzi este domnul Iuga Nicolae, candidatul Pro-România pentru funcția de primar al municipiului Sighetu Marmației. Bună seara și bine ați revenit! Bună seara și bine v-am regăsit! În emisiunea anterioară pe care am avut-o cu dumneavoastră am vorbit despre câteva dintre proiectele pe care le-ați gândit pentru Sighetu Marmației. Cum au reacționat cetățenii când le-ați prezentat acest contract pe care dumneavoastră, dacă veți fi ales primar, îl veți încheia cu cetățenii? Contractul eu îl închei înainte de alegeri, în sensul că încercăm să ajung acest contract la fiecare sighetean în mână. Vom încerca pe cât posibil să ajungă fizic în mână, el va fi disponibil în aceste zile și online să fie descărcat într-o formă printabilă. Cum funcționează acest contract, în primul rând? Funcționează în felul următor. Fiecare sighetean îl primește, își scrie numele aici sus, data la care l-a primit, citește punctele din contract, dacă este de acord cu ele. Eu l-am semnat la final, îl semnează și dânsii și aici găsim 10 puncte clare și cu termene de realizare. Vă dau un singur exemplu. Da? Desființarea poliției locale sau oricare doriți dumneavoastră, apare cu un termen clar până la data la care se va realiza acest lucru. Caz contrar, dacă eu nu realizez ce scrie aici la termenele convenite, plec acasă. Deci eu nu doresc să stau 4 ani de zile, să umplu timpul sighetenilor și să-mi consum mandatul în speranța unei pensii sau, mă rog, mai știu eu ce va rezerva viitorul. Orice sighetean poate să vină cu acest contract la data de 31 martie, iunie 2022, 2020, că fiecare cu alt termen de realizare și să-l pună pe masă, domnule, n-ai făcut ce scrie și du-te acasă. Și în momentul ăla o să obligat să plec acasă. Am propus și celorlalți contracandidați să vină cu un asemenea contract. Și asta l-am discutat în precampanie cu aproape toți contracandidații mei la funcție de primar. Tu le faceți și voi un contract, nu veniți doar cu promisiuni. Păi că să vedeți că să poate că o să ne gândim, efectul este că doar eu vin cu un contract scris. Și să nu uităm că un contract scris valorează mai mult decât 1000 de promisiuni. M-ați întrebat ce reacție am avut. Surprinzător, reacții pozitive legate la adresa mea și la adresa echipei de consilieri pe care o propun. Cu toții au analizat, fiecare partid propune o echipă de consilieri și concluzia celor mai mulți sighetene este că noi avem cea mai serioasă echipă. Pentru că toți din echipă n-au mai făcut politică anterior, cu excepția mea și a domnului consilier Gavrilă Mihali, restul oamenilor nu au fost implicați niciodată în politică. Spre exemplu, domnul doctor Opriș Brișcan Sorin a spus în felul următor, că n-am făcut politică niciodată, sunt medic de atâția ani, dânsul are vârsta de 55 de ani, dar vreau să mă implic că nu mai pot să stau în condițiile astea în spitalul Sighet, mai ales dacă mulți sigheteni știu, secția de diabet a fost relocată, nu prea se mai fac internări, sunt probleme foarte grave acolo. Și dânsul dorește să implice, să rezolve aceste probleme. Eu sper să-l invitați într-o emisiune, singur sau alături de mine, în perioada asta de campanie și vă explica dânsul ce dorește să facă pentru spital. Reacțiile au fost pozitive, însă nemulțumirile la nivel de oraș sunt foarte mari. Nu la adresa cuiva cu X, cu nume, ci la situațiile existente în oraș. Drumuri și așa mai departe, absolut orice ar fi aici. Aș vrea să vorbim în această seară strict pe câteva domenii, proiectele pe care le-ați gândit pentru aceste domenii. Unul dintre aceste domenii va fi sportul. Vă invit să urmăriți un material video pe care domnul Iuga le-a pregătit privind proiectele pe care el le-a gândit în acest domeniu. We'll be right back.
Ce facem cu sportul? Ce oportunități au tinerii în Sighetul Marmației? Răspunsul cred că îl cunoaștem cu toții. Nu prea e ce face ca tânăr în Sighet și, din păcate, tinerii, odată ce termină liceul, continuă studiile superioare în orașe mari precum Cluj, București, Timișoara sau altele, nu se mai întorc aici. Ne întrebăm de ce? Pentru că, pur și simplu, Sighetul nu le mai oferă nimic. Sighetul riscă să devină un oraș îmbătrânit, un oraș fără tineret și, în special, de tineret de calitate. Bazele sportive din Sighetul Marmației lasă mult de dorit, atâta cât sunt ele, că mai mult nu sunt. De aceea, una dintre prioritățile mele va fi reabilitarea totală a stadionului Solovan din Sighetul Marmației, folosirea cu inteligență a terenului 2 de lângă acest stadion, unde de mulți, mulți ani de zile, de peste 10 ani de zile, există un plan oarecum parțial scris prin care să se facă un bazin de înot. Dar nu vorbim doar de un bazin de înot, vorbim de sport în general. Eu personal, ca viitor primar, nu îmi doresc neapărat sport de performanță. Eu îmi doresc un sport de masă. Îmi doresc un sport pentru toți sighetenii de toate vârstele, punând accent, bineînțeles, pe tineri. Trebuie să le dăm tinerilor o ocupație utilă și una chiar constructivă, pentru că astfel îi vom putea ghida spre viitorul lor, un viitor mai bun decât l-ar putea obține fără sport. De aceea, sportul pentru mine va fi o prioritate importantă în viitorul meu mandat. Iuga Nicolae, primar. Poziția 4 pe buletinul de vot. Am urmărit materialul video pregătit de dumneavoastră. Prezentați-ne un pic ce presupun aceste proiecte pe care le-ați gândit pentru sport. Ceea ce am prezentat în materialul video, planurile mele ca viitor primar pentru sport, nu se rezumă doar la atât, să ne înțelegem. Însă am încercat să facem câteva filmulețe de prezentare scurte și concise, să nu fie plictisitoare și lungi. În primul rând aș dori să vorbesc despre bazele sportive din Sighet, care au fost lăsate oarecum, au fost date uitării, lăsate în paragină, și ele mai mult nu sunt decât sunt funcționale. Sighetul Marmației a moștenit un stadion lăsat de zeci de ani, adică construit în urmă cu mulți zeci de ani, oarecum unic în țară. Prin poziționarea stadionului în zona râului cu Solovanul aproape, este ceva fantastic. Sportivii pot să inspire aer curat, pădurea e aproape, puține orașe se bucură de așa ceva. Păcat să lăsăm să se deterioreze. Unii sigheteni știu, poate cei mai mulți nu știu, există încă de mai bine de 10 ani, de vreo 12 sau chiar 13 ani, era un proiect scris, unul dintre proiectele care, din păcate, nu s-a realizat la nivel de municipiu Sighet, legat de stadionul municipal din Sighet. Prevedea o reabilitare totală a acestuia și modificarea completă a terenului 2. Terenul 2, practic, astăzi este oarecum în paragină, bălărie, nu-i nimic construit care să semene a sport, e doar un teren viran. Nu este amenajat. Mai mult decât sportive. Un teren viran, nu este deja, bai spune, în terenul 2. Acolo planul prevede construirea unui bazin de înot acoperit cu tot ce înseamnă el ca utilități la standarde moderne de astăzi și prevede inclusiv construirea unor terenuri de volei, ce mai era acolo, handbal, da? Tot în jurul respectivului teren. Din păcate, o parte din teren este în revendicare, deci va trebui regândit, pentru că el a fost gândit pe suprafață mult mai mare decât terenul 2, va trebui să ne limităm strict la terenul 2. Bazinul odată făcut va putea fi folosit atât iarna cât și vara, pentru că este un bazin acoperit, semi-olimpic. În sfârșit se va putea practica acest sport în notul, în Sighet, pentru că nu poți să-l practici. Faptul că avem 2-3 piscine private, aia nu înseamnă not, ci înseamnă relaxare. Ca să practici notul ca sport, trebuie să fie un bazin generos și de dimensiuni mari. Până la urmă, notul este probabil cel mai sănătos sport dintre toate. S-ar putea ca unii să mă contrazică, dar le explic de ce. Notul este sportul care dezvoltă toată musculatura corpului. De exemplu, o persoană, dacă a avut ceva probleme de motricitate, îi se recomandă automat în notul. Deci nu neapărat în not de performanță, ci în not pentru a-și dezvolta musculatura la loc. Până la urmă, ca viitor primar, nu-mi doresc un
sport de performanță, adică urmărim și performanța, dar vrem vârfuri, dar nu acesta este scopul meu. Scopul unui primar trebuie să fie să implice cât mai mulți cetățeni în practicarea unui sport, pentru că sportul aduce de la sine sănătate. Și atunci îmi doresc un sport de masă în care să fie implicați toți cetățenii, ar fi ideal, dar eu zic cei mai mulți dintre sigheteni, indiferent de vârsta acestora. Mergem în străinătate. Ne uităm în Italia și nu vorbim de orașe mari, de Roma sau nu știu care, de orășele mici. Toți bătrânii acolo practică mișcarea, alergare ușoară, diverse sporturi care se adresează vârstei respective, pentru că așa vom avea o generație, indiferent de vârsta ei, care va fi mai sănătoasă decât ce avem în prezent. Bineînțeles că vom pune accentul pe tineri în sport, pentru că trebuie să dăm tinerilor o ocupație constructivă. În Sighet nu prea au din ce să aleagă tinerii ce să facă, motive pentru care nici nu prea se mai întorc aici. Trebuie să le dăm o ocupație constructivă, să nu fie atrași de fenomenul consumului de droguri, care din păcate ia amploare în ultimii ani la nivel național, nu doar în Sighet, dar și în Sighet ia amploare, să fie atrași și în alte activități decât să stea pe la terase sau pur și simplu să stea cu capul în telefon toată ziua. Dacă implicăm în sport, că sportul atrage tinerii automat, poate alte activități culturale mai greu atrag tinerii, mă refer la ca tineri în masă mare a lor, în schimb spre sport vin cei mai mulți. Dar avem nevoie de aceste baze sportive. Legat de stadion, proiectul respectiv prevede inclusiv reabilitarea completă a tribunelor, consolidarea tribunei din partea, din intrarea principală, pentru că are o problemă de structură, va trebui acolo făcută o expertiză tehnică și refacerea completă a tribunelor din sensul celălalt, de pe cealaltă parte a stadionului, pentru că alea sunt deja o paragină totală, alea au devenit inutilizabile. De asemenea, pista pentru alergare a cam dispărut cu desăvârșire, cei care alergă în Sighet știu că alergă prin noroi, trebuie făcută din nou pista de alergare. Ce este bun astăzi la stadionul Sighet și mă bucur că personalul care îl întreține puțin cât este acolo, întreține foarte bine gazonul și ce poate, cu bani mărunți, pentru că se pare că în Sighet sportul n-a fost de niciun interes. Normal că vom ține echipele de fotbal, vom încerca să promovăm în Liga 3-a, nu pot să spun eu, să vin, dacă vine cea își promite că vom avea fotbal de performanță și vom fi în prima ligă și vom lua Cupa României, n-are decât să promită. Eu m-aș bucura să putem promova în Liga 3-a, să nu uităm de basket unde avem performanță, trebuie menținut. Sunt foarte mulți, în special fete, care doresc să joace handbal. Din păcate, nu s-a reușit la nivel de CSM să se angajeze un antrenor de handbal. Deși există persoană în Sighet care se ocupă cu acest sport, vom face toate demersurile ca acea persoană să poată fi angajată în cadrul CSM-ului cu jumătate de normă, cu două ore, cu cât va fi, pentru că sunt mulți doritori de a juca handbal. Mă bucur că voleiul încă funcționează în Sighet. Vom încerca să facem și performanță, dar primul meu interes este să avem un sport care să se adreseze tuturor sighetenilor, un sport de masă, în primul rând. Bineînțeles că acest proiect sună foarte bine și probabil că este așteptat de toți sighetenii, dar veșnica problemă sunt banii. De unde veți avea bani pentru implementarea acestui proiect? Veșnica problemă este o problemă creată. Bani sunt, doar trebuie să știi să-i aduci. Și eu am discutat în emisiunea trecută cum îi voi aduce. Revin, sunt absolvent al Facultății de Studii Europene, specializarea managementului instituțiilor europene, DIP, licența luată cu 10, făceam proiecte europene la începutul anilor 2000, când nimeni nu știa despre ce e vorba, în asta m-am specializat, masterul l-am făcut la București, la relații economice internaționale, la ASET, tot cu acest lucru ne-am ocupat. Am 3 foști colegi de facultate care au o firmă specializată în Cluj, care cu asta se ocupă. Implementează proiecte europene și atrag bani europeni pentru primărie, pentru UAT-uri, că UAT înseamnă localități, că mulți să nu folosim termeni prea tehnici. Cum funcționează lucrurile, cu riscul să repet ce am spus în emisiunea anterioară? Vrem să reabilităm stadionul. Acolo vom discuta probabil de un proiect de 2-3 milioane de euro, fără să discutăm și de piscina acoperită, de bazinul de not, de fapt, nu piscina, scuzați, care va costa mult mai mult. Avantajul că proiectul este oarecum scris, va trebui reactualizat. Ei probabil vor avea o taxă, să zicem, de un 7-80 mii de euro pentru a scrie acel proiect. Se plătește firmei respective 1000 de euro avans. Firma face tot proiectul pe cheltuiala ei. Da? Deci ei cheltuie mai mult de 1000 de euro, așa că au interesul total ca acel proiect să fie finanțat. În momentul în care proiectul intră la finanțare,
adică banii 100% vin și încep lucrările, doar atunci firma își primește diferența de bani. Eu am interesul să atrag banii, deci vreau să lucrez cu firme serioase. Și o firmă serioasă nu-ți ia toți banii, îți face un studiu și rămâi cu studiul în sertare și n-ai la ce să-l folosești. Firma probabil cheltuie vreo 4.000 de euro, 5.000 de euro să realizeze acel studiu și el va câștiga, sau firma va câștiga de pe urma acelui studiu 2.000 de euro. Dar eu îi dau doar un avans de 1.000 de euro. Firma, dacă nu face studiu la modul profesionist și nu intră la finanțare, firma va pierde bani, n-are niciun interes. Și pe cei 3 foști colegi ai mei de clasă îi cunosc foarte bine, sunt în relații foarte bune cu ei, lucrează cu primării precum Turda și alte municipii, inclusiv municipii mari, chiar și cu primăria Cluj, cu primăria Timișoara lucrează, dar nu vreau să mă compar cu acele orașe, pentru că sunt orașe la un alt nivel, cu bugete foarte mari. Eu zic să ne comparăm cu municipii de nivelul nostru, unde lucrurile funcționează și să învățăm de acolo. Nu trebuie să inventăm noi roata, nu trebuie să inventăm noi apa caldă. Ele există, trebuie doar să le aplicăm și noi, să copiem modele de succes ale municipiilor de nivelul nostru și lucrurile vor funcționa. Banii europeni o să vină și pentru drumuri și pentru multe alte puncte din proiect, exact pe acest plan pe care vi l-am descris eu. Biroul de strategie din primărie trebuie reorganizat complet, parțial trebuie desființat, că nu funcționează. Și dacă este să mă întrebați pe mine, cel mai important birou dintr-o primărie este biroul de strategie. Că dacă acel birou devine funcțional și nu va deveni funcțional niciodată doar cu bugetari sau cu angajați ai primăriei, pentru că nici într-un oraș nu funcționează. Nu este devine angajatul de aici, sunt multe, multe alte aspecte, dar culmea că dacă se ocupă firme private, lucrurile funcționează. Și te costă mult mai puțin să lucrezi cu astfel de firme. Și avantajul meu este că sunt relații bune cu cei 3 colegi, foști colegi de facultate care se ocupă exact cu acest lucru. Îi voi aduce aici. Să nu uităm că pe vremea primarului Ovidiu Nemes a fost o doamnă aici de valoare, doamnă Vrabete se numea. Dânsa a atras tot ce înseamnă fonduri pentru construcția pietonalei, renovarea, reabilitarea parcului Grădina Morii și alte lucruri care s-au făcut bune în perioada respectivă. Din păcate, după preluarea mandatului de către actualul încă primar al municipiului Siget, doamna Vrabete nu a mai putut colabora și a plecat, ghiciți unde? La municipiul Turda. Și revin, municipiul Turda este campion în România la tragere de fonduri europene. Este probabil municipiul de mărimea noastră, oarecum comparativă cu a noastră, care arată cel mai bine din România. Și nici măcar orașele mari n-au reușit să-l învingă, pentru că Turda este primul oraș cu transport local 100% electric. Deci noi ne chinuim de 3 ani de zile să aducem 2-3 autobuze electrice și nu știu când se vor aduce. Depinde cine va fi primar și care chiar se va implica. În programul dumneavoastră am văzut că aveți proiecte care vizează și persoanele vârstnice. Ați pregătit un material video de prezentare. Vă invit să-l urmărim împreună. Sergiu Luscalov Ovidiu, sunt un simpatizant a acestui partid, Pro-România, și îl susțin pentru funcția de primar pe domnul Iuga Nicolae. Este un tânăr aspirant la postul de primar care dă o speranță Sighetului pentru reînnoire. Sighetul are nevoie de domnul Iuga. Ne-am dat seama că prin activitatea sa ca și consilier local, ca și profesor, ca și prieten, ca și om al Sighetului, poate să facă multe. Domnul Iuga nu ne va face de rușine. Este omul potrivit la locul potrivit. Domnule Iuga, explicați-ne ce ar presupune aceste proiecte care vizează persoanele vârstnice. În primul rând, vreau să vă spun că am rămas plăcut surprins, mai bine decât plăcut surprins, de-a dreptul impresionat, de susținerea pe care o am din partea persoanelor mai vârstnice. Cu toții spuneau că trebuie să avem un primar tânăr. Mă așteptam la început, oarecum, ei fiind un electorat conservator, axat pe un anumit
partid, că așa sunt descriși, din păcate, la nivel național, dar nu este așa, au spus că de data aceasta vor alege un primar tânăr și îl vor alege pe cel care a avut cea mai bogată activitate în Consiliul Local. Am fost invitat în casele domniilor lor. Din păcate a trebuit să refuz, pentru că normele... Eu chiar caut să respect normele... În contextul pandemiei de coronavirus, normele interzic accesul, interacțiunea directă, să intre la om în casă. A trebuit, din păcate, să refuz. Am stat la poartă, la casă, am stat și am discutat mult. Și vreau să vă zic că am bătut orașul ăsta pe jos... În aceste două săptămâni mă lăuda telefonul în fiecare zi că făceam câte 12-14 km pe jos, ceea ce este bine, iată, uite, primul proiect legat de sport e să umblăm mult pe jos. Și mă bucur de susținerea acestora. Legat de proiectele pentru vârstnici, cel mai important proiect ar fi realizarea unui centru de socializare pentru vârstnici. Trebuie să identificăm o locație, ceea ce nu e greu de făcut și ce va presupune acest centru. Nu este un centru de asistență socială, să nu le încurcăm, este un centru de socializare. Un loc în care vârstnicii să poată să vină, să joace o tablă, se vor face serate muzicale, să poată să danseze. Revin, ce am văzut în Italia și am rămas plăcut surprins? Persoane de 80 de ani, de 75 de ani, chiar spre 90 câte o tanti, dansa. Bun. Nu dansa rock and roll, în schimb dansa câte o melodie mai lentă, făcea un pic de mișcare, trebuie să fie respectați. Societatea noastră, și nu mă refer la SIGE, ci națională, este de regulă de a neglija o persoană după ce a trecut de o anumită vârstă. Mi se pare total incorrect, că până la urmă tot ce avem noi astăzi, bun sau rău, le datorăm lor. Dacă nu existau generațiile domniilor lor, noi astăzi nu aveam nici locuințe, nici nimic. Pentru că 30 de ani de democrație în România a demonstrat că nu se prea s-a construit nimic. Tot trăim de pe ce a rămas de la generația actualmente în vârstă. Și eu voi face tot posibilul ca această generație să fie respectată pe toată durata vieții și să aibă o ocupație utilă și să trăiască cei mai frumoși ani din viață, cei ai pensiei și ai bătrâneții, cât mai plăcut. Aș vrea să vă întreb în încheiere, pentru că ne apropiem de finalul acestei părți din emisiune, cum au reacționat sighetenii când le-ați prezentat acest contract? Li se pare că se poate implementa, ar putea fi încheiat? Am stat mult să ne alegem sloganul de campanie. Da? Unul dintre alte sloganuri de campanie posibile a noastre a fost Dezvoltăm Sighetul. În precampanie am avut și noi două, trei bannere în care acesta era sloganul Dezvoltăm Sighetul. M-am gândit că să avem sloganul de campanie Contract cu sighetenii sună poate prea tehnic și să nu fie atrăgător așa la ochi sau la ureche. Am ales totuși Contract cu sighetenii, chiar cu riscul de a nu fi cel mai atrăgător slogan, însă am ajuns la concluzia că este cel mai serios. Cel puțin așa îl descriu toți oamenii cu care intru în contact și discut, pentru că spun că în sfârșit cineva vine cu lucruri, proiecte clare, cu termene de realizare, că asta cu vom face, sau este o vorbă pe care o urăsc, trebuie făcut. Deci, este o groapă în asfalt, trebuie făcut. Bun, cine face? Sau vreau să aud s-a făcut. Nu că vom face, sau asta cu trebuie făcut, chiar dacă n-am probleme de sănătate, dar câteodată îmi crește tensiunea când aud cu trebuie făcut. Nu trebuie făcut. Se face. Asta vreau să aud. Și acest contract asta garantează că sigur se va face. Dacă nu voi face, eu plec eu. Și să vină altul mai bun. Nu o să trag de scaunul respectiv 4 ani de zile. Și acum, dumneavoastră, mă știți că am lucrat în această televiziune și chiar vin cu drag la dumneavoastră. Am amintiri foarte, foarte plăcute. Eu sunt o persoană căreia nu-i place statul în birou. Eu voi fi în teren tot timpul. Nu mai avem timp să discutăm în această seară, însă vă mai așteptăm și în zilele următoare și vom discuta și celelalte proiecte. Un contract valorează mai mult decât 1000 de promisiuni. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua a emisiunii.